Sunt creștin, mă droghez, ce trebuie să fac? Este o întrebare la care am o veste bună și anume, vestea bună este aceasta. Domnul Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. În Luca 19:10 spune despre vameșul Zacheu și acesta este unul din fiii lui Israel. Deci era pierdut și Domnul Iisus spune despre el că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Satan este un mincinos. Lucrarea lui este o lucrare de minciună. De la început și până la sfârșit, până va fi legat și aruncat în iazul de foc, lucrarea lui este o lucrare de minciună. Este înșelătorul, este acuzatorul. După ce o persoană a gustat din drog, din elixirul drogului, următorul pas, diavolul vine și spune: ești atât de păcătos, tu nu ai cale de întoarcere. Ești atât de căzut, tu nu mai ai cale de reabilitare. Dacă spui cuiva, mărturisești cuiva, își schimbă impresia față de tine, fiindcă tu ești atât de căzut, atât de păcătos, încât nu mai ai cale de întoarcere. Mai mult decât atât, diavolul vine și ia Biblia și te acuză cu versete din Biblie și spune: este cu neputință ca să mai fii înnoit iarăși. Este cu neputință. Dacă ai gustat odată, este cu neputință. Și ia cuvântul lui Dumnezeu și îl restărmăcește, așa cum a restărmăcit cuvântul lui Dumnezeu față de Eva și cum a venit la Domnul Iisus Hristos, care este cuvântul întrupat și a restărmăcit cuvântul. Vestea bună este aceasta. Domnul Iisus Hristos iubește pe oameni, El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Nimeni să nu spună când este ispitit, este scris în Iacov capitolul 1 cu versetul 13 și 15, să nu zică că este ispitit de Dumnezeu. Fiecare este ispitit de pofta lui însuși și momit. Drogurile pot să fie o dorință interioară, o curiozitate. Este suficient să fii curios și odată să încerci. Că după aceea nu mai poți să te lași de ele. Poate să fie ceva din partea diavolului, sunt așa de multe emisiuni, așa de multe materiale, mass media, care promovează drogurile și spune cât de fericiți sunt oameni și cât de împliniți sunt oamenii care consumă chiar etnobotanice, droguri ușoare, droguri care sunt inofensive. Dar este o lucrare progresivă. Eu am o încredințare personală că pentru un creștin cel mai greu este să păcătuiască prima dată. După ce a luat prima dată drog, după aceea zice: oh, dacă o mersă asta, înseamnă că merge și următorul. Apoi poți să fie întruiașele. Care este soluția? Încrede-te în Dumnezeu. 1 Corinteni 10:13. Nu va ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios și drept, nu va îngădui ca să fiți ispitiți peste puterile voastre și odată cu ispita a pregătit și ușa de scăpare, soluția. Încrede-te în Dumnezeu. 2 Timotei 2:22. Fugi de poftele tinereții. Ei spune lui Timotei: Timotei, fugi! Pune limite, fugi! Chiar dacă trebuie să învingi sentimentul acesta de turmă sau de colectivitate, de gașcă și devii ridicol pentru ei, pentru binele tău, fugi! Răbdă ispita! Supuneți-vă tare lui Dumnezeu și împotriviți diavolului tare în credință și el va fugi de la voi. Deci este șansă, este în lupta între credincios și droguri, este șansă de biruință. Fugi, împotrivește-te. Poți să folosești aceleași expresii care le folosea Domnul Iisus când era ispitit, înapoi a mea Satan. Satan este scris. Credinciosul are autoritate dată de cuvântul lui Dumnezeu, Luca 10:19, ca să calce peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Credinciosul are putere, are autoritate să rostească și să spună: înapoi a mea Satan, m-ai înșelat cu drogurile, acum îți poruncesc, înapoi a mea Satan, mă ridic și merg mai departe. Încrede-te în harul lui Dumnezeu. Roman 5:17. Dacă deci prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult, cei ce primesc în toată plinătatea
harul și darul neprihănirii, voi domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Cum adică? Voi domni asupra drogurilor. Poate să-ți ofere droguri gratis. Poate să-ți ofere droguri și să dea bonus fiindcă le consumi. Domnește asupra drogurilor. Domnește asupra drogurilor. Pocăiește-te, cere-ți iertare lui Dumnezeu, însuțește iubirea și iertare lui Dumnezeu, nu te lăsa manipulat de diavolul. Nu știu cât de departe ai ajuns în a consuma droguri. Poate cineva a gustat odată, poate cineva este dependent și diavolul vine și-l acudă și de fiecare dată tot te aduce aminte, tot te aduce aminte, tot te aduce aminte. Când diavolul îți aduce aminte de căderile tale, de faptul că ai fost dependent de droguri și poate îți spune că ești un om de nimic, tu spune diavolului despre măreția lui Dumnezeu și despre dragostea lui Dumnezeu și spune-i concret. Este scris, Dumnezeu nu-și mai aduce aminte niciodată de păcatele mele și de fărătăriile mele. Este scris. Trăiește în libertatea copiilor de Dumnezeu. Pentru persoanele care sunt prinse în capcana drogurilor, dependent de alcool, pornografie, fumat, sunt cabinete de consiliere și sunt misiuni creștine specializate sau dedicate celor care sunt dependenți de droguri, celor care sunt dependenți de alcool, celor care sunt dependenți de pornografie. Este literatură de specialitate, sunt materiale video care ajută, sunt școli sau sunt conferințe speciale de consiliere și de vindecare interioară, de eliberare. Trebuie numai să caute ajutori de specialitate. Aș vrea să le sugerez să caute pe internet, sunt tot felul de misiuni creștine, chiar la noi în țară, în România, și să participe, să facă primul pas, să telefoneze, să scrie e-mail-uri, să caute ajutori.